43 de porci au fost confiscați miercuri 6 ianuarie în vederea eutanasierii de către polițiștii Serviciului de Ordine Publică, sprijiniți de Poliția orașului Brezoi, Postul de Poliție Malaia și specialiștii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea. În privința porcinelor există suspiciunea că ar fi infectate cu pestă porcină africană. Din verificările efectuate, polițiștii au identificat o exploatație non-profesională a unui bărbat din Malaia, unde au fost descoperite 43 de suine. Din verificări s-a stabilit că acesta nu deține documente de proveniență sau sanitar-veterinare pentru acestea. Din primele cercetări a reieșit faptul că bărbatul a achiziționat 78 de porci fără documente de proveniență din județul Sibiu. Dintre aceștia, 34 au murit. O parte au fost găsiți chiar în apropierea exploatației. Față de bărbat a fost luată măsura sancționării contravenționale cu o sumă de 5600 de lei și de asemenea a fost dispusă confiscarea și eutanasierea și îngroparea suinelor, activitate ce a beneficiat de sprijinul primăriei Malaia.